Într-un bar din colțul străzii, cu clienți fără de număr, intră John, cu o maimuță cocoțată drept pe umăr. Intră în bar, maimuța sare peste mesă, se avântă, fură de aici o măslină și îndată o mănâncă. Fură o ridiche, o înghite dintr-o dată și o roșie găsește și o mănâncă neamestecată. Sare pe o altă masă, face doar lucruri trăznite și la biliard ajunge, ia o bilă și o înghite. Domnule, zice barmanul, da, ai grijă de animal, ești aici de 5 minute și o străcat fără de hal. John, jenat, își ia maimuța, străcăciunea o plătește, iar când ajunge în stradă, imediat o dojenește. Dar maimuța ca maimuța, n-are timp să înțeleagă. Zburdă, sare și-i cu minte numai atunci când o leagă. N-a trecut o lună, umblând prin oraș hoinar cu maimuța drept pe umăr, John se duce iar la bar. Se așează la teșghea și comandă una mică, maimuța iarăși sare, peste mesă, fără frică. Hai de acum ai culmea, zice barmanul, grețos. Dar o furat iar o măslină și apoi și-o băgat-o în dos. Și mai mult decât atâta, după ce-o îndesat-o toată, s-o scobi până o scos-o și-o înghițit-o dintr-o dată. Da, zice John, de la bila înfulecată, nu mănâncă decât lucruri cu mărimea aprobată.